dar nu este lucrul acela, unde trebuie de punctele vulnerabile ale activității economice. Mulțumesc, domnul Alexandru. Domnul Alexandru, vă rog frumos să puteți să puteți primarul general. Corect. Primarul general, ce să vă rog frumos? Domnul primar, domnul primar. Apa astăzi și canalizare în Chișinău este cea mai ieftină din țară. Cea mai ieftină de Republica Moldova. Nu găsiți o localitate de Republica Moldova, cu excepția Sânțărenului, în care avem astfel de prețuri la apă și canal. Iar în unele cazuri avem și 60 de lei, și 70 de lei, și 40 de lei, independent teritoriul Republicii Moldova. Dar ia și fața de pasul. A dat indicații Andreiului să nu miște un deget în acest sens, doar ca noi cu dumneavoastră să fim de vină că municipiul Chișinău nu va avea apă. Ca să fie clar pentru toată lumea. Pasul 2 a pasului este preluarea prin atac rider acestei întreprinderi. Falimentarea acestei întreprinderi strategice pentru Republica Moldova și pentru Chișinău. Așa cum au făcut cu aeroportul, cum au ridicat mânuța. Da, Maia Tasandu a ridicat mânuța la aeroport. Și la Banca de Economii, la fel, Maia Tasandu a ridicat mâna. Și avem probele acestea. Și odată și odată o să răspundeți, împreună cu toată spâna grază pe spinarea Republicii Moldova. Ne simțiți-lor ce sunteți. Repet, acum se produce atacul Raider asupra apă canal.